Salutare! Astăzi vă voi prezenta noul meu prieten din bucătărie. Este vorba despre espresorul Philips Psycho Poemia HD 8325, un espresor care pe mine m-a cucerit încă de la prima utilizare. De ce l-am ales? Simplu. Este mic, compact, destul de finuț și prepară o cafea excelentă. Să vedem mai multe detalii despre el. Ce spuneți? Espresorul este potrivit pentru uzul casnic, nu și pentru o utilizare intensă, comparabilă cu cea dintr-un restaurant. Din punct de vedere al aspectului, se poate observa faptul că espresorul vine cu o carcasă dintr-un plastic destul de calitativ, un plastic negru. Accesorizată cu mici detalii din inox, așa cum putem observa în cazul tăviței pentru cești, panoul de control, sistemul de spumare a laptelui, dar și tăvița de scurgere. Panoul de control minimalist prezintă butonul principal de selectare cu ajutorul căruia vei seta espresorul pentru prepararea unui espresso în felul acesta sau pentru spumarea laptelui în felul acesta. Plus cele trei LED-uri ce îți indică în felul următor. Primul, faptul că espresorul este pornit. Cel de-al doilea, faptul că espresorul este pregătit pentru spumarea laptelui. Și cel de-al treilea, faptul că espresorul este pregătit pentru prepararea cafelei sau pentru apă caldă. În partea dreaptă, vei mai putea observa faptul că espresorul mai are un buton pentru spumarea laptelui, un buton ce funcționează prin rotire. Iar în partea inferioară avem portafiltrul plus două sisteme de presurizare, două filtre de presurizare. Unul mai mare pentru cafea răcinită și unul mai mic pentru paduri. Cam atâtea despre espresorul Philips Psycho Poemia HD 8325. Dacă ți-a plăcut review-ul meu, nu uita să-mi dai un like. Dacă vrei să mă urmărești pe viitor, nu uita de butonul subscribe. Toate cele bune, până data viitoare!